Urmează o perioadă de vacanță, o perioadă scurtă până în, la începutul lunii ianuarie. Totodată este o vacanță pentru jucători, mai puțin pentru stafful tehnic, staff care în această perioadă se ocupă de găsirea și aducerea unor jucători pentru a pregăti noul sezon, sperăm noi să fie de Liga a doua. Este o perioadă aglomerată din punct de vedere administrativ, pentru că cam la toate secțiile noastre încep să se cearnă jucătorii care vor rămâne alături de noi, cei care vor pleca. Vom vedea ce putem aduce pentru a îmbunătăți loturile tuturor echipelor noastre. SCM Pitești este lider autoritar al Ligii a treia. Echipa din Trivale este susținută exclusiv de către autoritățile locale.